Pentru cei care aveți cu dumneavoastră Biblia și obișnuiți să o folosiți, o aveți la îndemână, vă invit și de data aceasta să privim în această carte sfântă, necesară pentru sufletul nostru și suficientă ca să înțelegem despre Domnul și mântuirea noastră. Citesc așadar din Evanghelia după Marcu, de la capitolul 4, pagina 966, traducerea Dumitru Cornilescu. Cu respectul pe care îl port celor care mă ascultă și mai ales cuvântului, vă invit să luăm atitudine cu minte stând ridicați și să urmărim cu dragoste. De la versetul 35. În aceeași zi, seara, Iisus le-a zis: să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a strânit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis: învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării: taci fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? I-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții: cine este acesta de îl ascultă chiar și vântul și marea? Tată bun, stăm înaintea ta și în numele Domnului Iisus îți mulțumim pentru că ne-ai dat această zi ca un dar din mâna ta. Dimineața și seara, la prânz și în miez de noapte, la orice clipă a vieții pe care o trăim, suntem recunoscători și îți suntem datori pentru tot ce ne dai. Doamne, îți mulțumim că Tu pui în mintea noastră dorința să gândim la Tine, să ne închinăm, să Te căutăm și să umblăm cu Tine. Vrem ca și de aici încolo, după citirea cuvântului, să ne transmiți adevărurile Tale la nivelul înțelegerii noastre, Doamne, a fiecăruia dintre noi, să ne facem mai buni. Le cerem, Tată, Doamne, în numele Domnului Iisus. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Vă transmit salutări din partea prietenilor, a fraților, a colegilor care știau că în alergare, în scopul predicării Evangheliei, din când în când, mergem și în alte zone ale lumii și predicăm Evanghelia și acolo. Vă aduc salutul fraților de pretutindeni și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Spuneam fratelui păstor să vă spună adevărul că intenționăm ca acest program, ca și altele, să le ducem, dacă va fi o înregistrare bună, la televiziune, fiindcă voi prea multe ați auzit și prea multe ați înregistrat. Mai urmează să vă și pocăiți, să mai audă și alții.
Acum, poate de obicei vă place așa să vă mai plimbați prin biserică, cine știe cum, dar de Domnul nu contează, că El le trece cu vederea, măcar că se uită alții la televizor, așa, va trebui măcar artificial să ne bucurăm. Nu este interzis să spuneți amin și aleluia. Domnul să vă binecuvânteze. Simt că Domnul ne-a chemat și dacă s-au deschis uși și putem ieși cu Evanghelia, cu evangelizarea, să mergem pretutindeni la oameni, la diferiți oameni, să le predicăm Evanghelia, o facem cu bucurie. În Evanghelia după Matei, la capitolul 12, și acum mă adresez celor care mă privesc și poate stau în fotoliu și servesc cafeaua și au stins țigara. Și poate sunt mahmuri de peste noapte, când se uită la televizor, le spun că în Evanghelia după Matei, la capitolul 12, Biblia spune așa: Împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi. Numai că deschizi televizorul, numai că deschizi computerul și împărăția Domnului vine peste noi. Laudă Domnului! Haideți așadar cu bucurie să privim în cuvântul acesta și să încercăm să privim cu dragoste ce are Domnul să ne spună fiecăruia dintre noi. Mi-a plăcut că cei din cor au avut inspirație să cânte acest cântec care aducea în evidență că Domnul Iisus rămâne Domn peste trecut, peste prezent și peste viitor. Lăudați să fie Domnul! Vreme de 2 ani de zile am lucrat la un proiect având în intenție să fac un film documentar despre cel care a tradus Biblia pentru noi, despre călugărul, preotul călugăr, Dumitru Cornilescu, și aplecându-mă la detalii despre nașterea, călătoria, viața și lucrarea lui, am aflat că omul acesta a scris Biblia cu mâna, cu condeiu, de 4 ori în 4 ani, nu în 40 de ani. Și nu doar o transcria, de fiecare dată o transcria corectând-o. Acum, având computer, aer condiționat și toate la îndemână, Noul Testament poate fi tradus în 5 ani. El de unul singur, la lampă, în condiții de război, a tradus Biblia în 4 ani, până când mâna i-a rămas paralizată, blocată. Și omul acesta, când a ajuns la epistola apostolului Pavel către romani, el care se credea bun, sfânt, vrednic, având fapte, când a ajuns la epistola aceasta despre care vorbesc, a capitulat și a înțeles următoarele adevăruri: că Domnul Iisus Hristos trăiește, este viu, ascultă cântece, rugăciuni, atunci când noi oftăm și plângem, ne ascultă și știe, cunoaște și momentele noastre de rătăcire. Domnul este viu. Un alt adevăr pe care l-a descoperit, spune traducătorul, că la un moment dat am înțeles că Domnul este singurul care mântuie. Sunt mulți sfinți și respectăm sfinții. Și eu respect sfinții. Nenorocirea este că sfinți mai avem doar în sicrie, sfinți mai avem doar pe cruci și în cărți, din păcate. Că parlamentul, școlile, scenele de cinema sunt pline cu oameni care au comportamente reprobabile. Respectăm sfinții, dar singurul care mântuiește pe oameni este Domnul Iisus Hristos. Un alt pas pe care l-a înțeles omul acesta, fără să-i predice cineva, așa cum încerc eu acum. Și al treilea pas pe care l-a făcut este acela. A înțeles că Domnul Iisus Hristos nu doar este viu și că poți să te ștergi de El umăr în umăr și să îl eviți, sau să-i întinzi mâna sau să faci fotografie cu El dacă ești în campanie electorală. Nu doar că mântuie și iartă,
a înțeles că Domnul Iisus este Domnul domnilor și împăratul împăraților, care are autoritatea asupra furtunelor, asupra vulcanelor, asupra uraganelor, asupra cancerului, asupra bolilor, a demonilor și a păcatelor. Iisus Hristos este Domnul. Ei bine, când înțelegi așa ceva, te temi de El. Te bucuri în prezența Lui. Vrei să-L asculți și ai vrea să faci orice, să-I spui ceva să te ajute. Domnul Iisus Hristos era împreună cu mulțimile de oameni. Și la un moment dat, El, Domnul, le spune celor care îl înconjurau în imediata apropiere. Era o zi ca toate celelalte zile. Însă, Domnul Iisus Hristos nu rămânea singur, că oamenii atunci, în vremea aceea, îl căutau să-L vadă, să-L audă, să-L atingă, să-L asculte, să fie în prezența Lui. După ce mulțimile se retrag, Domnul spune celor cu care era, în ziua aceea, în aceeași zi, să trecem de partea cealaltă. Asta mie îmi spune ceva, că umblarea cu Domnul Iisus Hristos nu este doar un obicei, o obișnuință. Unde au mers bunicii mei, merg și eu. Cum au murit părinții noștri, mor și eu. Cum au trăit ei, trăiesc și eu. Dacă nu s-a prăpădit pământul cu ei, nu o să se prăpădească nici cu mine. Ei nu. Când îl privești pe Domnul și îl asculți pe Domnul, descoperi noi dimensiuni. Și dacă până la amiază Domnul Iisus a fost cu ucenicii pe o anume parte, după masă către seară, Domnul spune să trecem de partea cealaltă. Adică dacă până ieri știam doar să spun rugăciunea Tatăl nostru, de aici încolo ar trebui să-mi dau silința să o și împlinesc, să o și înțeleg. Dacă până ieri doar am predicat Evanghelia, de acum să o mai și trăiesc. Dacă până ieri doar am citit Biblia, de acum doar să o și ascult. Dacă până ieri am iertat pe cei care îmi făceau bine, de acum să iert și pe cei care îmi fac rău. Dacă până ieri eram prietenul celor care mă ajutau a unei elite, de aici încolo să fiu prietenul și a celor care nu sunt în grațiile mele. Noi dimensiuni cu Domnul. Doamne, ajută-ne la aceasta. Să trecem de partea cealaltă. Și a dat drumul norodului. Ucenicii care erau în preajma Domnului i-au zis, știi ce? Dacă ai spus să trecem de partea cealaltă, hai cu noi. Mergi cu noi, însoțește-ne, participă cu noi spre noi dimensiuni. Și au făcut bine că l-au luat în corabia în care se afla. Și așa cum era. Numai că, din lecțiunea pe care am citit-o, spre noi transpiră niște adevăruri pe care de foarte multe ori nu le-am înțeles, nu le-am cunoscut, nu le-am crezut, cu care nu am fost de acord. Și acestea trebuie știute. Ce descoperă ucenicii și ne spun nouă ulterior? Că după ce ei urcă în corabie, după ce Domnul Iisus Hristos urcă în corabie, în amurgul acela, înspre seară, ei ne arată nouă ceva. Se aflau cu corabia pe mare. Când folosim termenul acesta, mare, nu trebuie să mai spun că marea este o apă mare. Când spun că se aflau cu corabia pe mare, ei nu erau pe o baltă. E pleonasm, nu are rost să ne suprapunem. Așadar, descoperim următoarele adevăruri. Se aflau cu corabia pe o apă mare. Mai departe, se întâmplă ceva. Mergând cu corabia, peste apa aceea mare, se lasă un întuneric mare. Încă ceva, dar ziceți după mine, că vă filmează.
3. Un întuneric mare, încă ceva. Lăsându-se întunericul acela mare, a început să sufle un vânt pe care ei îl numesc că s-a stârnit o furtună mare. Ca la noi. Mare furtună. Încă ceva. Dacă s-a produs o furtună mare, un întuneric mare și ei sunt pe o apă mare, îi apucă o frică mare. O frică mare de se temeau și copiii, și doamnele, și meteorologii, și politicienii, și ăia care aveau parale multe, și ăia care aveau școală puțină, au început să se teamă. Când vine tsunami, când vine uraganul Katrina, și ăia mari de peste ocean încep să se teamă. Îi apucă o frică, să spună ei, Balșaia. O frică mare. Mare frică. E bine, în condițiile acestea, ce să rămâne să faci? Să te uiți în stânga și în dreapta și să îl responsabilizezi pe cineva. Că nu e așa. Dacă s-au terminat banii în casă, doar nu o să fie vinovat soțul. E soția. Sau invers, dacă ea e mai rapidă, soțul este vinovat, că lui a trebuit cauciucuri de iarnă la mașină. Nu, eu mergeam și fără. La cât conduc eu? Nu? Sau copiii sunt vinovați, că vouă v-au trebuit role și blugii aceia rupți în zonele. Voi, din cauza voastră. S-au cheltuit. Și de fiecare dată să responsabilizăm pe cineva. La un post de televiziune în România, în anul 2007, a mileniului 3, o doamnă, ca multe altele, ca mulți alți oameni care ies pe sticlă și vorbesc ce nu trebuie, a vorbit și ea să nu tacă. Și o întreabă moderatorul, cum rezolvați problema aceasta cu seceta, cu inundațiile, cu calamitățile? Și ea a început să spună că au arta de a spune ce le place și să nu pricepi nimic din ce spun. După ce spune, în final subliniază și spune, la urma urmei, noi am făcut tot, de aici încolo Dumnezeu este vinovat. Am zis asta precis are școala Ștefan Gheorghiu. Precis? Și-o fi avut și carnet de culoare roșie. Păi când ajungi să-L faci responsabil pe Dumnezeu de falimentul tău, ai ajuns într-o prăbușire fără precedent, mare prăbușire. Mare și dacă ar ajunge numai un om în prăbușire, e rău când ajunge națiunea în prăbușire și ajung conducătorii în prăbușire și biserica în prăbușire și familia în prăbușire. Dar când se întâmplă așa ceva, trebuie să găsim vinovatul. Și dacă vinovatul poate fi găsit acela care nu comentează, de ce să nu vorbim? De aceea foarte mulți sunt aceia cărora nu le place să creadă într-un Hristos viu. De ce? Au spune, mă, dacă noi îl recunoaștem pe Iisus că este viu, păi ne trage de urechi. Mai bine să credem într-un Iisus mort, din film, din carte, din tablou, că ăla nu ne face nimic. Se uită în jur pe cine să-l facă responsabil. Și au găsit. S-a stârnit o furtună mare. Furtuna nu pleacă, nu se declanșează atunci când îi spunem noi. Nu e așa? S-au întâlnit conducătorii anul 2007 la Bruxelles să discute despre încălzirea globală. Și ce putem noi face? Să un evantai, un nu știu ce ventilator, un aer condiționat până când cablurile din pereți se topesc, dar nu putem să dăm vântul acela de primăvară. Nu putem să aducem umbra aceea din amurg. Nu putem. Noi suntem limitați. Furtuna nu vine când îi spunem noi. Mai departe, furtuna nu cere permisiunea când să vină. Furtuna vine când vrea și unde vrea. Mai departe, ce învățăm noi din aceasta? Furtuna are și ea partea aceea bună.
mobilizează la reflexie. Pe voi, că pe noi românii de fiecare dată furtuna ne ia prin surprindere. Cunosc un om în țară la noi care a ajuns un nume mare, să nu-i ziceți, să nu-i rostiți numele. Și erau zăpezi, era zăpadă pe drumuri și moderatorii îl întreabă: domnule, dar uite că sunt mașinile împotmolite și înzăpezite. Rezolvați! Și el spune: doamnă, iarna nu-i ca vara. Am zis, trebuie să fii filozof să spui așa ceva. Trebuie să fii filozof. Dar de ce așa? Ne-a luat prin surprindere. Eu vreau să spun ceva, că atunci când sunt 40 de grade, vreau să vă spun celor care mă ascultați în direct și celor care vă uitați la mine la televizor. Din luna noiembrie, așteptați-vă la brumă, la chiciură, la ceață și puneți nisip pe marginea șoselei. Să nu mai fiți surprinși. A murit un slujitor cu nume mare în România. Și oamenii spuneau, la 92 de ani ne-a luat prin surprindere că a murit. Zic, cam de tânăr. Cam prea în multe domenii suntem noi luați prin surprindere. De ce vine zăpada iarna? Ai putea să spui ca să întrebi tu. De ce vine zăpada iarna? De ce e cald vara? O să spun la iarnă de ce vara este cald. Dar furtuna are și ea partea bună. Îi mobilizează pe oameni la reflexie. Să se uite în jur. Mi-aduc aminte când eram copil, era o micuță fabulă. Și spunea, era greierul și furnica. Și s-au întâlnit astea două personalități să stea de vorbă. Una din ele ruptă de foame și cealaltă avea chitara. Și zice... Păi da, am, tu ai de mâncat, dă-mi și mie. Și furnica îi zice greierului: astă vară ai cântat, îmi pare bine, acum poți să joci, dacă mai poți. Dar la iarnă, la vară fă ca mine. Furtuna îl face pe om când ajunge în spital, în perfuzii, în gips, cu piciorul sau cu mâna sau cine știe cum. Când ajunge căldoare ficatul, lasă inima, se oprește, se retrage omul în sufragerie, în living, master bedroom, zi cum vrei, în dormitor, în balcon, în pivniță, în subsolul blocului, sub plapumă noaptea și omul zice: mă, oare de ce s-a întâmplat? E bine dacă zice așa. Furtuna motivează la reflexii. Dar de ce, mă? Mă, de ce s-a întâmplat? Cum așa? Mai departe. Dacă pe plajă nu se adună prea mult să se roage, dacă la Champions League nu se adună prea mult să se roage, nu, se adună oamenii să se roage când vine furtuna. Furtuna mobilizează la Doamne, Doamne. La rugăciune. Furtuna mobilizează la rugăciune. Când te doare măseaua, când ai starea aceea de astenie, când ai starea aceea de dezechilibru, când soția este fără servici și ești amenințat că vei rămâne și tu și ai în urmă câțiva copii, și nu găsești nicio soluție, niciun capăt de care să te prinzi, nu e așa că primul pas este înspre rugăciune? Dacă în timp de pace nu prea ne facem, nu aveam disponibilitate pentru rugăciune, când vine furtuna, furtuna mobilizează, motivează la rugăciune. A venit vreodată furtuna peste voi? Peste mine a venit. Și vreau să vă spun, când eram sătul și mergea bine, mă rugam. Dar nu mă rugam ca atunci când furtuna lovea. Mai departe, și fiindcă am ajuns aici, Biblia spune că s-a strânit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie. Așa că acea corabie
amenința să fie scufundată. Împreună cu el mai erau și alte corăbii despre care nu se mai vorbește nimic. Nici că apa arunca valurile, nici că risca să se scufunde, despre corăbiile acele nu se vorbește. Dar se vorbește despre corabia în care erau sfinți. Știți cum o numesc asta? Furtuna lovește și corabia cu sfinți. Și în corabia aceea nu erau doar sfinții. Era și cel care este domn și peste valuri, și peste întuneric, și peste stihii. Furtuna lovește și corabia cu sfinți. Așadar, doamnelor și domnilor, stimați ascultători și telespectatori care mă priviți și mă ascultați, poate te consideri o doamnă cu reputație, dintr-o familie bună, ții sărbătorile, ești un închinător veritabil, citești în Biblie, te și rogi, faci milostenii, respecti sfinții și parțial te consideri un sfânt. Nu vreau să critic, nici să te aplaud. Dacă totuși ai statutul acesta sau nu, vreau să-ți aduc o veste. Nu fi surprins când valurile lovesc și corabia ta. Nu fi surprins. Iar atunci când valurile lovesc corabia celui de lângă tine, pe care îl considerai bun, credincios, creștin, pocăit, și ai aflat că trecea copilul pe trecere de pietoni și l-a lovit o mașină, și ai aflat că e lovit de o boală nevindecabilă, și ai aflat că i s-a furat mașina, și ai aflat că i-au pierit animalele, nu-l judeca. Noi foarte adesea ne grăbim să spunem, dacă ești credincios, dacă ești sfânt, dacă te rogi, dacă citești Biblia, dacă ești bun, dacă mergi la biserică, de ce ți se întâmplă toate astea? Și Domnului îi se spunea, s-a încrezut în Dumnezeu, adică, dacă s-a încrezut în Dumnezeu, să se smulgă din cuie și să defileze pe drum. E graba noastră. Furtuna lovește și corabia cu sfinți. Domnișoare, cavaleri, doamnelor, domnilor, nu judecați și nu veți fi judecați. Doamne, ajută-ne la aceasta. Iar dacă tu te afli în corabia peste care nu vin valurile și afli de corabia în care vin, nu-i critica și nu te considera mai bun. Furtuna lovește și corabia cu sfinți. Când furtuna lovește așa, ce le rămâne celor din corabie să facă? Se uită în jur. Ei erau oamenii care trăgeau la vâsle, erau oamenii care călătoreau, erau oamenii cu experiență și s-au uitat că cineva din corabie nici nu trage la vâsle, nici nu are emoții, nici nu se simte surprins, nici nu face crize. Se uită la el și îi se adresează aceluia care era cu ei ca unui călător, călătorul de lângă noi. Era acolo cineva despre care voi vorbi. Era acolo cineva cu ei în corabie care avusese și inițiativa de a pleca la drum spre noapte și care rămâne pasiv, un călător ca noi. Mai departe, străinul din corabie
Mai departe. La un moment dat îi se adresează și spune: învățătorule, adică expertule, profesore. Se uită la el ca la un expert care știe să desfacă șuruburi și să creioneze desen tehnic. Ca la un expert se uită la el. Expertul din echipă. Mai departe. Ignorantul, nepăsătorul, nu-ți pasă? Vezi în ce situație suntem? Vezi că în coteț mor găinile de gripă aviară? Vezi că oamenii nu au adunat grâne de pe câmp, că a fost secetă? Și vezi că în toamnă, când se pregăteau să amenajeze, să însămânțeze grânele, a venit ploaia și așa a spălat tecuciu și bârladu și toflea și diferite zone ale țării. Nu-ți pasă? Cel care era cu ei nu era unul ca ei. Dar ei se uită la el ca la un nepăsător. Eu citesc în Biblie când vorbesc așa. Nu-ți pasă? El era considerat vinovatul. Și după ce vorbesc așa, apelează la el ca la rezerva din corabie. Când lucrurile merg bine, am mașină bună, am serviciu, am câteva costume în garderobă, câteva zeci de rochi are soția și nu știu câte zeci de papuci și băiatul are computerul lui, eu îl am al meu și câteva televizoare plasmă pe toți pereții și acolo în living, în cinema home, ca să, așa, să le avem pe toate și din când în când ne golim congelatorul și frigiderul, să aruncăm, să scăpăm de ele, atunci de ce ar trebui să mă rog la el? De ce să apelez la el? Dar apelez la el când vine furtuna și îl abordez ca și când el ar fi omul de rezervă, roata de rezervă. M-auziți bine? Până atunci ei la pupitru, până atunci ei la cârmă, până atunci ei la vâslă, până atunci ei să-și dea cu părerea, până atunci ei au soluții, până atunci ei. Fabrica oaia neprubetă. Numai constată că nebunește vaca. Până atunci ei se gândesc să fabrice omul neprubetă. Dar nu pot să ierte păcatele omului nici pe ale lui. Că năpustesc actorii pe la Hollywood. Milionari și fură în plină zi. Camerele de luat vedere. Departe. Și apelăm la Dumnezeu. Apelăm la Domnul Iisus Hristos ca la roata de rezervă. Doar când începe anul școlar. Așa-i, domnișoară? Doar când te apropii de teză. Doar când trebuie să dai extemporal, doar când dai examen auto, doar când ți s-a luat permisul, doar când trebuie să mergi să primești o semnătură, apelezi la Dumnezeu și nu e rău. Dar Domnul Iisus nu este rezerva ta, rezerva mea. Și dacă totuși te comporți așa, ar fi frumos să înveți și să învățăm cum să ne rugăm. Vă citesc. El dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis: ascultați-mă ce rugăciuni au rostit. Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Meritau ca să se ridice Domnul în corabie și să spună: mă, dar ce ați învățat voi de la mine, mă? Să-l întrebe Domnul pe românul pretins creștin de 2000 de ani. Cum ai învățat? Cine te-a învățat să-l înjuri pe Domnul Iisus? Cine te-a învățat să-l ignori, să-l blestem? Cine te-a învățat să scrii codul lui Da Vinci? Cine te-a învățat să faci tot felul de caricaturi și să-l desacralizezi? Iisuse, învățătorule, omule, caută să-i găsească sicriu, măcar că nu ai existat.
caută să-i găsească concubină, măcar că nu a fost vreodată. Ori Domnul Iisus nu este cetățeanul de onoare al satului, al târgului nostru. Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Mă auzi bine? Și apelăm la el ca la roata de rezervă. Este în țara la noi un om care jonglează cu milioanele și manipulează oameni și conduce firmă și club sportiv. Se dă credincios și unge cu mir pe băieți desenându-le crucea în frunte. Și cu o lună înainte merge cu sacoșa cu bani. Se corupă. Și când nu mai merge cu corupția, apelează la Domnul. Nu așa se face. Nu asta e credință, Domnule. Nu asta e pocăință, Domnule. Nu, nu, nu. Cumperi locul în parlament, în guvern. Te afirmi. Cumperi poziția pe prima pagina ziarului. Și când nu mai merge, apelezi la Domnul târziu. Și dacă totuși apelezi, învață-te cum să apelezi. Învățătorule, nu-ți pasă că perim? Domnul Iisus nu este străinul din mașina mea. Domnul Iisus Hristos nu este călătorul de lângă mine, un oarecare. Domnul Iisus nu este expertul, licențiatul, doctorantul. Nu. Domnul Iisus Hristos nu este nici nepăsătorul. Lui îi pasă. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Nu-ți pasă? Vinovatul, dar el nu este vinovatul. Omul de rezervă, dar el nu este omul de rezervă. Și ce e frumos aici? Ce e frumos aici? Ascultați-mă. Asta ne bucură. Domnul se sesizează, Domnul se apropie, Domnul ne ascultă și Domnul ne ajută chiar și atunci când nu-i vorbim frumos. Meritau palme. Cu toate acestea, Domnul îi ascultă. Nu așa trebuie să ne rugăm cu mâinile în buzunar și mestecând gumă. Nu mahmuri. Nu. Ieri l-am înjurat și azi mă rog. Nu. Dar dacă totuși o face așa, el ne arată că este bun, ne-a arătat ieri și ne-a arătat și astăzi dimineață că este bun. Dacă mă poți vedea, mă poți asculta. Domnul ne-a arătat încă o dată bunătatea lui. Mulțumim frumos, Doamne! El ne ascultă și atunci când nu-i vorbim frumos. Prea ne tragem de șireturi cu Domnul. Și când lucrurile merg bine, ne fălim că ne aparțin. Când lucrurile nu mai merg bine, Domnul este vinovat. Totuși Domnul spune, cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. M-a învrednicit Domnul să scot această carte, o numesc prima carte a mea. Strângeți firimiturile. Am scris cartea aceasta privind în cuvântul acela și îl aud parcă pe Domnul spunând, nimic din ce vreodată a trecut prin mâinile mele să nu fie călcat în picioare. Strângeți. Domnul nu este dispus să arunce pe nimeni peste bord. Pe nimeni în valuri. Nu. Chiar dacă ei nu vorbesc cum trebuie, nu se comportă cum trebuie, Domnul se oprește și ascultă. Și atenție! Urmăriți-mă atent! Oamenii aceia nu erau niște străini. Îi ascultaseră predica. Fuseseră cu Domnul, trăiseră în prezența Lui. Erau liderii, conducătorii care trăgeau la vâsle, conduceau corabia, adică poate ești păstor, poate ești evanghelist, poate ești preot, poate ești călugăr, poate ești maică. Și pretinzi că ai umblat cu Domnul, pocăit. Și când ajungi în momente de criză, nu-L cunoști.
Cu toate acestea, Domnul vrea să nu se piardă nimic. El nu vrea moartea păcătosului, El vrea viața, vrea ca niciunul să nu se piardă. Vrea ca toți să trăim, să umblăm cu El, să-i aparținem Lui, să rămânem lângă El, să-L reprezentăm pe El, să-L mărturisim pe El. Și atunci când El va veni cu răsplătirile să ia pe aleșii Lui, să te ia și pe dumneata și să mă ia și pe mine. Doamne, ajută-ne la aceasta. Omul rezervă. Domnul însă când se ridică în corabie, să urmărim frumusețea. El este un domn mare. El nu este un domn care se compară cu șeful unui stat, a unui regat, a unei țări, a unui imperiu. El este Domnul mare, Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Înaintea lui heruvimii, serafimii, făpturile cerești își iau propriile cununi, le aruncă la picioarele lui și strigă zi și noapte fără încetare: Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Domnul mare are autoritate mare, are putere mare și își exercită autoritatea ridicându-se Domnul. Versetul 39 spune așa: El s-a sculat, a certat vântul și a zis mării: taci fără gură. O poruncă mare. Și după ce Domnul a vorbit așa, s-a făcut o liniște mare. O liniște mare. Dacă în partidul din care faci parte nu se poate face liniște, am o întrebare. Este Domnul în partidul tău? Dacă la nivel de regiune, la nivel de cartier, la nivel de neam, de familie, de casă, de inimă, nu este liniște, am o întrebare. Unde este Domnul? Dacă e o furtună mare în neamul tău, în familia ta și nu mai ai pace cu soțul, cu soția, cu copiii, cu părinții, cu vecinii, cu șefii, cu subalternii, singurul care poate produce o liniște mare în zona aceea cu turbulențe maxime este Domnul Iisus Hristos. Slăvit să fie Domnul Iisus! Dar cheamă-L, dar vorbește-I, dar spune-I, dar smerește-te, dar pocăiește-te, dar recunoaște, dar apelează la El și arată-I că depinzi de El. O liniște mare și acum sfinții aceia, am spune teologii de astăzi, autorii de carte creștină, profesorii de la seminari, de la facultăți de teologie, pastorii, evangheliștii, călugării, preoții, pot fi comparați cu ucenicii de altă dată, care au umblat cu Domnul și ar fi putut să spună tuturor: venim de la întâlnirea cu Domnul, îl cunoaștem pe Domnul, l-am auzit pe Domnul. Când ajung în criză, furtuna scoate în evidență limitele. În biserică, la sărbători, toți suntem buni. În criză, în furtună se vede cine suntem. Un cântec pe care îl cântam noi ne-a rămas ca o moștenire din partea autorului creștin Niculiță Moldoveanu, care a trecut în eternitate în primăvara lui 2007. Vara lui 2007. Să nu-ți pierzi la necaz credința și nici nădejdea când ți-e greu, nici dragostea când ești la bine, că în toate acestea îl vezi pe Dumnezeu. Furtuna scoate în evidență limita. Atâta pot. Atâta pot. Nu pot să răbd, nu pot să iert, nu am milă, nu am bunăvoință, nu am respect, am un caracter
discutabil, chestionabil. Am o familie, cum este ea. Am un comportament care nu-mi face cinste. Ăsta sunt. Vorbeam zilele trecute cu cineva și mi-a zis: frate, eu nu am încredere în mine. Și am spus: dar care-i domeniul în care nu ai încredere? A zis: nu am încredere că atunci când ajung în criză pot să-mi țin gura. Mă aprind, îmi sare țandăra, nu am încredere. Furtuna scoate în evidență limita. Atâta pot. Atâta pot. Când Domnul se ridică, El face o liniște mare și urmăriți-i pe ucenici. A certat vântul, taci fără gură. Vântul a stat, s-a făcut o liniște mare. Pe ei, pe ucenici, i-a apucat o mare frică și ziceau unii către alții: cine este acesta? O mirare mare. Dar bine, mă, dar tu nu ai fost la biserică? Dar ai spus că ești creștin, catolic, ortodox, baptist, penticostal, adventist, carismatic, reformat, luteran, că citești Biblia. Dacă te pretinzi creștin, unde erai când Domnul vorbea? Cui te rogi dimineața, seara, la prânz? O mirare mare, dovadă că de foarte multe ori când Domnul vorbește, omul nu ia seama. Însă acum avem toate posibilitățile. Nu se aude zângănit de armă, de război, vulcan, cutremur, catastrofă. E pace? Să fac liniște în viața mea, în mintea mea? Și când Domnul vorbește, eu să-i spun: vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Ajută-ne, Doamne, la aceasta. Asta era cu ei. Asta se întâmplă de foarte multe ori cu noi. O mirare mare, ca și când nu ar fi auzit de Domnul vreodată. Nu ar fi auzit de Dumnezeu vreodată. Ca și când nu l-ar fi întâlnit pe Domnul. O mirare mare. Și Domnul Iisus Hristos îi abordează, fiindcă El hotărăște direcția. El face chemare și spune: veniți la mine toți cei trudiți și împovorați. Luați jugul meu și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Domnul Iisus Hristos acceptă locul pe care îl oferă omul. Acolo, în spatele corăbiei. Acolo. El ajută, nu judecă. Nu era momentul atunci ca Domnul să se ridice, să-i judece, să-i critique. Aveau nevoie de ajutor. Domnul îi ajută chiar dacă nu merită. Aveau nevoie de ajutor, Domnul îi ajută chiar dacă nu-i vorbesc frumos. Domnul Iisus a venit să slujească, nu să îi se slujească. El oferă, nu pretinde. Domnul se implică, nu amână, să spună mâine, poi mâine, la anul, când vă vine rândul. Și se uită către ei și îi cheamă la inventar. Unde vă este credința? Ai legitimație, ai diplomă, ești pe un registru, aparții unei biserici. Te întreabă cineva: care este preotul la care te spovedești? Care este pastorul, duhovnicul? Care este biserica pe care o frecventezi? Care este cultul, denominația? Și te lauzi cu toate acestea. O întrebare transcende. Unde vă este credința? Fiindcă Domnul Iisus Hristos, când va veni, nu va aștepta să ieșim în față cu nume, cu forme. Credință. Doamne, mărește-ne credința, Doamne. Unde vă este credința? Domnișoara, altă dată erai o fată credincioasă. De ce nu mai ai credința aceea? Păi cred că mi-am lăsat-o la discotecă. Frate, erai un om credincios, unde-i credința? Probabil după ce m-am îmbătat, mi-am pierdut credința. Doamnă, erai o doamnă credincioasă. Unde ți este credința? De când am trădat. Băiete, parcă erai credincios, unde ți este credința?
De când am început să mă droghez, când Domnul vine și întreabă, i-a întrebat pe ucenici, unde vă este credința? Se impune un răspuns. Unde este credința ta? Titlul mesajului meu aș vrea să fie acesta. Cu Domnul sau despre Domnul? Ei erau cu Domnul și vorbeau despre Domnul. Cine este acesta? Mă, l-ați mai văzut? L-ați mai auzit? L-ați mai întâlnit? Ați mai citit prin cărți așa ceva? Eu nu cunosc. A trăit Napoleon, Hitler, Stalin, Caligula, Ceaușescu, Nero, imperii, împărați, filozofi, oameni de știință, savanți. Cunoașteți pe vreunul pe care să-l asculte vânturile și marea? Și se uită în jur și spune, eu nu am mai auzit pe nimeni. Eu nu cunosc pe nimeni. Dar acesta cine este? Singurul care are autoritate asupra furtunii, a valurilor, cancerului, sida, leucemie, epilepsie, patimi, demoni, răzvrătiri și rătăciri, singurul care are autoritatea supremă este Domnul Iisus Hristos. Ești cu El. Unde sunt doi sau trei în numele Lui, Domnul este prezent acolo. Mă vezi bine? Mă asculți. Domnul este cu noi. Simți că Domnul este lângă tine? Simți că Domnul este lângă mine? Simți că Domnul este cu noi? De ce vorbești ca și când El ar fi ascuns în munții de gheață și de mană cerească? Dar cine este acesta de El ascultă și vânturile și marea? A cântat corul. Aș vrea să întreb, poate, sala. Cine este în stare să-mi recite un vers din ce a cântat corul? Dar ce, corul cântă ca eu să țin minte? Cântă așa să mă bine dispună. Cine ține minte din ce s-a predicat? Dar ce, eu trebuie să și țin minte, doar dacă îmi trebuie, iau caseta, iau CD-ul. Cine este acesta? El este aici. Cheamă-l în corabia ta, cheamă-l în casa ta, cheamă-l în familia ta, cheamă-l atunci când îți pregătești lecțiile, cheamă-l atunci când pregătești masa la bucătărie ca gospodină, cheamă-l atunci când urci la volan, cheamă-l atunci când iei decizia. Și am o întrebare. Ai putea să-L chemi și când ciocnești pahare? Nu mi-L imaginez pe Domnul participând. Ai putea să-L chemi și când aprinzi țigara? Nu mi-L imaginez participând. Ai putea să-L chemi în anturajul acela? Nu mi-L imaginez. Cheamă-L pe Domnul unde crezi că te onorează să-L chemi. Și dacă El nu merge, nu te du. Dacă El nu se așează, nu te așeza. Dacă El nu vorbește, nu vorbi. Dacă El nu face, nu fă nici tu. Copie-L pe El. Trăiește ca El. Nu e suficient doar să vorbim despre El. Trebuie să ne identificăm cu El și să-L lăsăm să conducă a noastră corabie. Preamărit să fie Domnul Iisus. Vreau să mă rog pentru cei care suntem aici și să mă rog și pentru cei care mă priviți la televizor. Poate ești un Nicodim căruia este rușine să meargă la adunare, la biserică, la rugăciune, la pocăiți. Și poate deschizi televizorul să nu afle soțul sau soția sau părinții sau copiii. Și astăzi când am vorbit din Sfânta Carte Biblia, ai simțit că te identifici.
ai simțit că te regăsești. Vreau să mă rog. Domnul iartă, Domnul vindecă, Domnul mântuie, Domnul poate să facă pace. Pentru cei care suntem împreună, vă invit să vă ridicați. Tată bun care ești în ceruri, mulțumim că ești cu noi în corabie. Și mulțumim că astăzi valurile nouă îndrăzniți să lovească în corabia noastră. Și asta nu pentru că merităm noi, asta pentru că Tu ești în corabie. Am învățat astăzi, Doamne, că furtuna lovește și corabia cu sfinți. Noi nu suntem dintre aceia. Năzuim, tânjim, ne dorim să fim sfinți. Prin propriile noastre puteri nu vom ajunge niciodată. Numai prin Tine, Doamne Iisuse. Numai pe Tine contăm, Doamne. Recunoaștem că de multe ori ai fost cu noi, erai lângă noi, eram în prezența Ta și Te-am ignorat. Iartă-ne, Doamne! Doamne, iartă-ne că Te-am privit ca pe un străin. Iartă-ne că Te-am privit ca pe un călător. Iartă-ne că Te-am privit ca pe un om. Iartă-ne, Doamne, că Te-am responsabilizat de falimentele noastre. Iartă-ne, Doamne, că nu ne-am rugat frumos și nici nu știm să ne rugăm frumos. Iartă-ne, Doamne, dar fiindcă ne rugăm, așa Te rugăm să ne primești. Și pentru toți cei care mă ascultă și care mă privesc și care ascultă această rugăciune și care se regăsesc în mesajul acesta, Doamne, zi o vorbă și dacă au nevoie de vindecare, dă-le vindecarea Ta, Doamne. Dacă apasă vinovăția, dă-le iertarea Ta, Doamne. Dacă sunt în pragul divorțului, fă pace în casa aceea. Dacă au copii destrăbălați care se droghează, robi alcoolului, tutunului, Doamne, fă pace în corabia aceea. Dacă soțul sau soția este rob viciilor și patimilor, eliberează, Tată, în numele Domnului Iisus. Și Te rugăm frumos, îndură-Te de România. Îndură-Te de Uniunea Europeană. Îndură-Te de lumea în care trăim, Doamne. Îndură-Te de seminii noștri. Și ajută-ne să Te cinstim și să trăim pentru Tine. Fiindcă le-am cerut în numele Domnului Iisus. În numele Domnului Iisus îți mulțumim, Tată bun. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Așa, după cum spuneam, am adus câteva exemplare din cartea mea pentru cei care veți vrea să o aveți. Și am lucrat vreme de 2 ani de zile pentru a face acest film documentar despre cel care ne-a tradus Biblia, Dumitru Cornilescu, nu pentru a-l idolatriza. Dar prea mulți suntem aceia care beneficiem de o așa carte și poate niciodată nu ai citit-o măcar. De la Genesa la Apocalipsa. Și el a scris-o în fiecare an câteodată. Măcar să înțelegem și să avem un plus de respect pentru această carte. Am făcut acest DVD, nu am putut să aduc cu mine exemplare suficiente, îl voi lăsa păstorului dumneavoastră și cei care veți vrea, veți lua legătura cu dumnealui, veți face comandă la emisiunea Păstorul cel Bun din Sibiu și cei care veți vrea, veți putea să-l aveți. Vă mulțumesc că m-ați ascultat și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin.